4, 3, 2, 1! Certo! Ok, o să încep eu împreună cu Lili Chivulescu. Am pregătit această sesiune live pentru voi. Este ziua liderilor Impact. Este o zi pe care noi am inventat-o pentru voi. Este prima oară când sărbătorim acest eveniment, dar dacă lucrurile merg bine, s-ar putea să devină un obicei, ceea ce nu este un lucru rău. O să încep prin a vă spune că eu am primit cumva sau mi-am asumat sarcina de a deschide evenimentul și de a încerca să vă ofer o direcție, nu știu, o imagine, o speranță pentru viitor, dar trebuie să vă recunosc din start că suntem într-un moment în care nu știm exact ce și cum se întâmplă, suntem la fel de temători, de plini de temeri, de fapt, și de îndoieli, ca și voi toți. O să zic eu asta pentru că știu că e nevoie uneori să ne oglindim așa un pic în celălalt și să vedem că nu suntem singuri în toată situația asta. Pentru noi la Fundație a fost un an extrem de greu, dar eu sunt aici de 11 ani. Am trecut prin foarte multe evenimente, mai bune, mai rele, și cred că ceea ce am învățat în timpul ăsta a fost că întotdeauna lucrurile astea ne întăresc dacă stăm și reflectăm ce anume trebuie să învățăm din toată treaba asta. Uneori, chiar și când lucrurile par că nu au niciun sens și nu suntem noi de vină și nu suntem noi în control, tot este un moment bun în care să ne uităm un pic de ce ne doare atât de tare și de ce reacția noastră este așa de puternică. Și cred că pentru mine personal a fost un moment foarte bun în care să încerc să-mi dau seama ce este important cu adevărat. Și după atâtea luni în care au lipsit atât de multe, la final, când am tras linie, nu mi-au lipsit nici cafelateurile, nici molurile, ci mi-au lipsit relațiile. Și așa, relațiile sunt cu multe, multe dimensiuni. Avem relația noastră cu noi înșine și a mea este la fel de dificilă cu mine. Uneori mă plac, alteori nu. Uneori cred că sunt demnă de iubire, alteori nu înțeleg de ce este cineva pe lângă mine. Uneori cred că sunt, așa cum zice cercul siguranței, mai mare, mai puternică, mai înțeleaptă și blândă, dar uneori sunt și slabă sau sunt și foarte rea. Și cumva între patru ziduri, pentru că n-am putut să ies din casă, n-am mai putut să evadez din relația asta cu mine, trebuie să stau un pic și să mă gândesc ce fac și cum fac pace cu toate lucrurile astea. Și asta a fost o relație bună, zic eu, nu a fost greu de gestionat, dar a fost extrem de provocatoare. Mai avut o relație care mi-a fost pusă la încercare, cea cu apropiații mei, cu familia. Și de altfel, cred că a fost și cea mai dificil de gestionat, pentru că singurul mod prin care am putut să fiu alături de familia mea a fost prin telefon și să încerc să descifrez în vocea mamei mele dacă este într-adevăr bine sau dacă nu îmi spune lucruri numai ca să mă facă pe mine să fiu liniștită. Și a trebuit să gestionez că după 2 luni de zile, prima mea vizită acasă, m-am simțit extrem de vinovată dacă îi fac rău, fără să vreau și fără să știu. Și a fost una dintre cele mai grele relații pe care a trebuit să le gestionez în perioada asta. Și am mai avut și relații cu colegii mei, care au trebuit gestionate. Și aici a fost o chestie foarte interesantă și vă povestesc tocmai pentru că îmi dau seama ce ar fi însemnat să nu existe această relație. La noi în echipă s-au strâns foarte tare rândurile, am tras tare și chiar dacă am fost fiecare acasă, am știut că suntem în continuare o echipă, că tragem în aceeași direcție, că suntem în continuare cumva true believers, credem cu adevărat în cauza asta
Și a fost așa un sentiment de bine, de siguranță, să știu că sunt acolo colegii mei. Și vorbind așa cu prof și cu voi, cred că una dintre lucrurile care îmi dau seama că v-a fost foarte greu în perioada asta unora dintre voi, a fost să știți că nu aveți genul ăsta de relație în care colegii sunt trageți în aceeași direcție, construiți împreună lucruri. Și cred că este una dintre lucrurile, relații care au trebuit cumva să ne lovim de pandemia asta ca să înțelegem cât de importantă e această relație cu colegii. Mai a fost și relația cu copiii și aici a fost foarte, foarte dificil de gestionat pentru mine, pentru că eu știu că fiecare copil are nevoie de un adult să-i fie alături cumva, deci nu la distanță, are nevoie de un adult alături care să-l ajute să se regleze, care să-l ajute să se dezvolte armonios. Și unii copii din România sunt norocoși și au acasă adultul acesta, alții aveau nevoie să vină la școală ca să și-l găsească. Și a fost foarte terifiant pentru mine să-mi dau seama câți copii din România nu au un adult acasă și le-a lipsit foarte mult faptul că voi n-ați fost acolo și asta a fost o relație foarte, foarte greu de gestionat, în sensul în care să înțelegi cât de importantă e prezența fizică a voastră lângă acești copii. Și a mai fost o relație interesantă, pe care nici eu nu am gestionat-o chiar cum trebuie, dar a fost interesant de observat, relația asta cu comunitatea, care e așa o masă amorfă, fără nume și prenume, și totuși există niște relații, există niște oameni al cărui nume, prenume nu-l știm și care totuși ne-au ajutat și v-au ajutat și a fost incredibil să văd ce reacție faină am avut ca și comunitate în perioada asta și să văd o relație care părea invizibilă înainte, comunități care au strâns rândurile exact când aveam mai multă nevoie. Deci, cumva, multe, deci din nou mă întorc la ideea de la început, parcă totul a fost despre relații în perioada asta și a fost foarte greu, multă muncă și mult efort să mențin relațiile astea sănătoase și să înțeleg cum pot să le păstrez. Acum, ce face o relație să fie sănătoasă? Cred, părerea mea este că sunt vreo mai multe lucruri, dar trei le văd eu foarte conectate. Nevoia asta de a te simți în siguranță, de a conta în mod absolut pentru celălalt. Cineva te vede și te vede în mod așa cum ești tu. Și nevoia asta de a avea pe cineva care să te vadă și e absolut incredibil și numai într-o relație poți să primești genul ăsta de validare. Mai este partea asta de claritate, nevoia asta de a avea o relație în care știm exact ce se întâmplă, ce vrea celălalt, fără niciun fel de indicii ascunse, cumva lucrurile sunt clare, transparente, da? Deci asta ușurează foarte mult o relație. Și al treilea este partea de reziliență. Așa cum o văd eu, e speranța aia când lucrurile par să nu mai aibă niciun fel de speranță. Și cred că aici a fost foarte interesant de văzut cât de dependenți suntem de reziliență. Din păcate, noi ca și fundație, deși am muncit ani de zile să ne asigurăm că toate cele trei, da, și vă simțiți în siguranță, aveți claritate, vă construim și construim împreună reziliența cluburilor, în acest moment suntem în punctul în care singurul pilon pe care ne mai bazăm este reziliența. Nu știm ce se întâmplă în septembrie, nu știm cum o să continue lucrurile, dar avem speranță că ce se întâmplă cu munca asta noastră e bine și dacă este bine, o să găsim o soluție. Poate că nu e astăzi, dar cu siguranță o să vină și o să se clarifice și o să vă resimțiți în siguranță împreună cu noi. Noi știm lucrurile astea, muncim, doar că fiecare zi dărâmă ceea ce am încercat să construim în ziua precedentă. În consecință, ce o să se întâmple astăzi este să încercăm să ne construim un pic reziliența pentru ceea ce va să vie. Și asta nu e de rău, înseamnă doar să avem credința că
ceea ce am făcut și am construit împreună e suficient de trainic cât să reziste la orice fel de intemperii și chiar și atunci când lucrurile par să nu mai aibă sens, chiar și atunci când pare că nu mai avem control. Așa că astăzi nu am o imagine pentru voi, nu am o direcție pentru voi, dar am pregătit împreună cu colegii din Academia Impact un proces prin care să ne construim reziliența. Și suntem cumva în punctul acesta, pentru că avem niște prieteni grozavi, apropo de comunitate, cei de la Event Design, ei sunt cei din spatele acestei platforme și care de câteva zile lucrează împreună cu noi să vă oferim acest eveniment. Asta apropo de ce părea invizibil și dintr-o dată pare atât de important. Așa că aș vrea să share-uiesc cu voi, să vedeți un pic platforma, cei care nu ați apucat să vă uitați pe ea, așa arată. Se vede? Da. Da? În principiu, astăzi este la dispoziția noastră, chiar dacă atelierele au început la noi, avem o serie de ateliere care sunt pre-înregistrate și le puteți vedea aici, dacă apăsați play. Da? Dacă aveți nevoie, dacă vreți să puneți întrebări, noi o să le primim și o să putem să vă răspundem la ele și puteți să vă luați notițe pe care apoi, evident, puteți să le descărcați și să vi le luați acasă. Mai avem o serie de... aveți aici și o prezentare despre platformă, dar în cazul în care aveți nevoie, puteți să apăsați pe acest omuleț și echipa lui Marian o să vă ajute să vă descurcați pe această platformă. Astăzi avem două sesiuni live, una este acum, una va fi la ora 4:40. La ora 6 se închid cele două sesiuni. Fiecare sesiune este într-un Zoom și aveți aici link-ul lor. Iar de la ora 6 puteți să intrați în ceea ce se numește networking, un fel de speed dating. Cu alte cuvinte, dacă vreți să vă întâlniți cu alți oameni, de la ora 6 puteți să le cereți o întâlnire. Vedeți că deja eu i-am cerut Liliane o întâlnire cu mine. Sper să și vină să ne întâlnim în online. Iar de la ora 7 vom avea un live pe Facebook. Bun. Ca să fie toate lucrurile cât se poate de ușoare și de... hai să vedem așa. Totul este pe on-air, da? Deci toate materialele de care aveți nevoie sunt acolo. În principiu, vă rugăm să ne rămâneți pe mut atunci când suntem în prezentare. Dați un mute atunci când vreți să povestiți cu noi. Vom avea și o activitate în care ne vom împărți pe grupuri. Sunt convinsă că deja ați avut acest gen de experiență. Tot ce vreau să vă reamintesc este că în momentul în care ne împărțim pe camere, dați join și acolo veți avea un moderator care vă va ajuta să discutați tema pe care vă dăm. Și dacă aveți întrebări, la secțiunea chat, încercați să țineți lucrurile cât mai simple și cât mai scurte, în așa fel încât fiecare dintre noi să aibă șansă să povestească și să ne auzim cu toți. E ok? Bun. Dacă lucrurile sunt bine, atunci aș vrea doar să vă propun un scurt exercițiu, pentru că eu v-am povestit un pic așa, cam care... sunt lucrurile care pentru mine s-au dovedit așa importante în povestea mea cu impactul și aș vrea să vă întreb și pe voi ce înseamnă pentru voi impact. Pentru că pentru mine nu înseamnă o sală de clasă, pentru mine nu înseamnă o întâlniri săptămânale, dar aș sunt curioasă ce înseamnă pentru voi lucrul acesta și o să vă rog să scrieți la chat, să scrieți ce înseamnă pentru voi impact. Ok? Un minuțel, eu în regulă. Uf.
Ce de drăguț! Încep să vină. Șansa de a învăța altfel, a doua familie, contribuție solidară, energie, bucurie și modul de a mă încărca, relație, provocarea de a fi altfel, un grup în care ne exprimăm liber, o altfel de educație, schimbare, transformare, lucruri noi. Influencer în educație, oportunitatea de vindecare a comunității, prin comunitate, foarte frumos, Anca, implicare, rețea de oameni, emoții, visuri, evadare și prietenie, implicare fără teamă de eșec, relații bune cu elevii mei, copii minunați, inventivi, inspiraționali, ce frumos, tinerețe, energie, modalitate de a relaționa cu copii, cu colegi, de a învăța de la elevi. Mă bucură mult răspunsurile voastre, pentru că îmi confirmă teoria. A fost așa un pic o întrebare capcană, nu? Ce încerc să vă spun este că impact este ceea ce vreți voi să însemne. În sensul îl dați fiecare dintre voi, iar copiii o să găsească sensul pe care voi îl dați ca adulți în viețile lor. Indiferent în ce context, indiferent dacă uneori facem pauză, alteori lucrurile continuă. Unii dintre noi au încetat cu totul activitatea în perioada asta. Unii ne-am pus numai pauză și ne-am gândit că lucrurile o să reintre în normalitate. Alții ne-am găsit resurse de unde n-am crezut că există și în continuare ne-am dus și am făcut proiecte în comunitate. Reacțiile au fost normale și au fost pe măsura ceea ce am putut noi să oferim. Să fiți blânzi cu voi, pentru că veți găsi cu siguranță ori răspunsul la întrebarea cum să fiți alături de copii, cum să vă recreați acele momente de învățare, acele momente de conectare, acele momente de a fi alături pentru comunitate, soluțiile sunt la voi și la îndemâna voastră. Ok? Indiferent ce se întâmplă din septembrie încolo. Bun. Ce aș vrea acum să facem este să ne întoarcem un pic înapoi, pentru că anul ăsta, deși a fost greu și a fost foarte interesant, să inclusiv cu mentorii povesteam că parcă viața a început și se termină cu pandemia asta, dar vă readuc aminte că Impact a început în septembrie anul trecut și voi ați făcut foarte multe lucruri frumoase, inclusiv simplul fapt că v-ați văzut săptămână de săptămână cu acești copii. Așa că aș vrea să reflectați un pic la anul trecut și ce considerați voi, da, în care este cumva, ce credeți voi că este ceea ce a ieșit bine din acest an. Cu alte cuvinte, întrebarea mea pentru voi este: care este succesul pe care voi luați cu voi din acest an? Da? Care este lecția pe care voi o luați după acest an? Și din nou, nu vă limitați doar la această perioadă, uitați-vă la tot ce s-a întâmplat, luați întregul ansamblu. Bun? O să ne împărțim în camere, aveți 25 de minute la dispoziție să povestiți, moderatorii o să încerce să-l ia notițe și apoi după cele 25 de minute ne vom întoarce din nou în camera mare să vedem care sunt toate evenimentele pe care voi le-ați înregistrat ca fiind de succes. E în regulă? Bun. Marian, te rog frumos să ne trimiți în camere. Bun. Cum sunteți? Cum a fost exercițiul? Bănuiesc că... Foarte frumos. Interesant. Interesant. Hai să share-uim un pic să vedem ce ați povestit, că sunt convinsă că sunteți curioși să vedeți ce s-a întâmplat și în celelalte camere. Bun, începem cu grupul Cameliei. Voi ați
avut un pic o problemă tehnică, așa, ați început un pic mai târziu, dar hai să vedem câte lucruri frumoase s-au întâmplat. Și avem așa, încă menținem legătura în club, avem activități, am lucrat la proiect, la beneficiari și iarăși a trebuit să ne recunoaștem ca și grup. Am făcut o șezătoare, foarte interesant, avem noi participanți, mulți, deja două proiecte, se pare, și al treilea a fost amânat. Asta e foarte frumos. Da? Așa, ne-a fost teamă să primim întâlnirile pe timp de pandemie. Oare de ce? Ce frumos, da. Că dacă ar fi oprit întâlnirile, s-ar fi diluat grupul și era nevoia întregului grup de a se vedea, inclusiv pe pandemie. Mi-a plăcut ideea asta de 10 puncte, așa. Ne-a fost teamă să oprim întâlnirile pe pandemie. Foarte frumos. Un club s-a dus până în Republica Moldova și Ucraina, foarte interesant. Da, e prima dată când au făcut excursii, au zis că n-au avut inițiativă decât în Green Impact-ul din Republica Moldova. Foarte. Și au ajuns, da, și în Ucraina. Și avem un voluntar adult în clubul Impact care este astăzi alături de noi. Foarte frumos. La Lili, să vedem aici ce s-a întâmplat, am reușit să-i țin pe copii aproape, apropierea de copii din centrele de plasament cu care am lucrat, experiența copilor Impact, foarte frumos, deci ați lucrat cu niște beneficiari care aveau mare, mare nevoie de voi. Am reușit să închegăm un grup cu copii din 5 școli, foarte fain, asta chiar este o... Cu copii din școală specială, ceea ce este minunat. Wow, pentru chiar acești copii este extraordinar să fie incluși în activități. Am reușit să construim proiectul așa cum trebuie. Am lucrat 2 luni de zile, așa este. Proiectele bune necesită foarte mult timp. Am intrat în povestea FNO, povestea Impact. Avem copii care vin la activități și să ținem legătura după 11 martie. Am înființat clubul. Asta este un foarte mare succes. Și mai avem aici, la Pașcani, pe pandemie, ne-am mobilizat pe provocările Impact de acasă, membru campion al planetei, activitatea de 1 iunie și înainte de pandemie ne-am făcut cunoscuți în... comunitate. Așa. Câte lucruri frumoase aici. La Lili Bulgagiu, hai să vedem existența clubului, experiențele trăite, scrierea primului nostru proiect, foarte frumos. Avem membri cu CES și avem o atitudine integratoare și plină de acceptare. Asta este unul dintre lucrurile frumoase pe care le aduce Impact, faptul că ne aduce aproape unii de ceilalți. Și mi-a plăcut, Sorana, dacă îmi permiți, mi-a plăcut faptul că majoritatea liderilor au menționat ca și succes, faptul că nu l-am notat eu la fiecare pătrățel, dar e de reținut, ca și succes existența clubului. Asta sună foarte motivant pentru noi toți, da? Faptul că nu doar existența clubului, dar și faptul că tu ca lider ai avut oportunitatea să aplici și cumva ne-am bucurat de 2 ori știind că, uite, anul ăsta, din păcate, nu mai sunt recrutări pentru Academia Impact și ne face să ne dorim și mai mult. Ce frumos! Mulțumim, Lili! Ia uite, mai avem lideri noi, am participat la webinarii susținute de studenții americani, foarte interesant, derularea unor activități din noul proiect, recrutarea de noi membri, închegarea grupului, asumarea ideii de proiect, să vedem ce mai avem. Și parteneriatul a fost un succes, adică s-a menționat acolo și cred că asta e o provocare pentru noi, provocare care se transformă în succes. Faptul că copiii sunt puși în situația de a iniția și a susține dialog la masa negocierilor împreună cu partenerii din comunitate. E excepțional. Și am implicat și copiii de clasa 5-a, am menținut legătura cu membrii în spațiu online și cineva a câștigat premiul 1 la provocările FNO. Și 2 și 3. Și 2 și 3. În cadrul acela e vorba de... Au luat tot. Da, cam tot au luat, da. Margareta, tu ești, așa? Da. Cunoaștem. Așa, bun.
Grupul Andei, colegi noi în Impact, echipă pozitivă, energică. Am finalizat proiectul Stop Bullying înainte de marea pandemie. Copiii de clasa 5-a și a 6-a au ținut 10 lecții în fața copiilor de primar și gimnaziu, inclusiv de clasa a 8-a. Am pierdut și numărul proiectelor realizate cu copiii de-a lungul anilor. Asta este chiar o realizare, să nu mai știi câte ai făcut. Copiii s-au implicat întotdeauna, ne-am întâlnit deja săptămânal, avem multe idei, echipă mare, 50 de copii, fai de mine, ce club e ăsta cu 50 de copii? Așa, 33 de copiete. Cine? Cristina Dâlă, cred că, nu? De la Constanța. Wow, da. Wow. Super! Excepțional! 33 de tablete și smartphones donate de alți elevi pentru elevi nevoiași, excepțional. N-am știut cine s-a mobilizat în felul acesta. Dan. Îngerasul de la Mediaș. Mediașul? Păi no, nu ne ziceți nimic, mă, Dan. Mama, Mediașul. A readaptat târgul de Crăciun și redirecționat pentru achiziționarea de 20 de tablete noi. Ia uite, încă un club cu tablete. Asta e tot Dan, e același club. Mi s-a părut foarte cool. Deci am trecut așa, mi s-a părut foarte cool că proiectul a fost de la un proiect cum era înainte, efectiv l-a gândit în așa fel încât să lovească pe nevoile date de pandemie, așa, pam, dintr-o dată. Și împreună cu copiii au decis că banii vor merge în direcția asta. O lua 20 de tablete noi și mai și combinat pe toată lumea din școală să-și mai aducă de acasă încă 33 de tablete și smartphone-ul să doneze. E cool. Mamă, excepțional. Bravo, da. Ai mega în contextul actual. Se poate conecta cu realitatea. Bun, mai avem încă un lider nou adus de Victoria, văd aici. Aici nu mai sunt profă de engleză, sunt profă altfel. Ah, ce frumos! Am realizat un proiect și mai multe acțiuni anul acesta, felicitări împărțite în cartier. Am discutat mult eu cu mine. Puh, asta da, nu e ușoară conversația asta. Și am avut multe, multe idei. Excepțional. La Adi, hai să vedem. Fericită că aparțin familiei Impact, gândire pro-comunitate, progres, relaționare, foarte frumos. La Veronica am rămas împreună și am câștigat dorința de a continua. Căldura și disponibilitatea oamenilor, o altă latură a educației. Am descoperit în colega de club o persoană extraordinară. Vedeți, vă spuneam eu că relațiile astea cu colegii sunt așa, așa de importante. Un câștig pentru profesor, dorința de continuare. Lucrurile se pot mișca, vizează întreaga evoluție a elevilor implicat, au efect pe termen lung, foarte frumos. Da. Și avem și o elevă din Impact, mulți prieteni, cadru liber, exprimare liberă a ideilor. Da, din păcate am fost monocolor, după cum se vede, n-am fost prea inspirat, dar... Și eu, Adi, am luat albastru. Ah, ok. E mai bine așa acum, Adi? Super, măcar o culoare să fie inclusă acolo. Mersi, Soran. Dacă nu avem și noi fundal, avem monocolor. Bun, Gabi, provocare, entuziasm, târg de mărțișor, târg de Crăciun, o grămadă de târguri, am înțeles, siguranță, încrederea copiilor. Am început să lucrăm la Questo, da, clubul din Baia Sprie. Formarea echipei, 8 martie, confecționare și vânzare de mărțișoare, chiar și în online ați continuat, foarte frumos. Constanță întâlnire o săptămânale, ateliere pentru Questo, început frumos, noi membri Impact, relații faine, provocare încă din tipul școlii de vară, deschiderea copiilor, fericirea de a învăța și ați făcut și un târg de produse. Foarte, foarte frumos. La Cornelia. Un an frumos, fiecare întâlnire a adus ceva important. Cea mai mare reușită a fost participarea la TEDx. Wow! Ați fost la TEDx-ul din Cluj? Sunteți grupul care... Da! Ce drăguț! Da. Alumnii au participat la întâlniri. Asta e foarte fain când ne țin, rămân copiii ăștia alături de noi. Ne-am schimbat strategia. Anul acesta am făcut pentru ceva pentru școala specială. I-am cunoscut pe copiii cu nevoi speciale.
Foarte frumos. Am câștigat impactul de acasă, a fost pentru noi o victorie, membrii au reușit să se mobilizeze, a fost grea colaborarea în online, sunt convinsă de asta. Am început cu mult entuziasm, am scris proiectul, am și primit finanțarea și acum rezistența, așteptăm îmbrățișările. Bun. Și benefici, am închecat o echipă, ați făcut și un spectacol de Crăciun. Foarte frumos și la tine, Cornelia, vai ce grupă cu multe, multe reușite. Mirela, implicarea copiilor în scrierea proiectului, relații menținute, adoptă o țară, implicarea în proiectul acesta, dezvoltarea competențelor digitale, inițierea școala părinților, inițierea în școala părinților. Foarte, foarte, foarte fain. Mă bucur foarte mult să citesc așa despre reușitele voastre. Cum vă și ziceam la început, ați dovedit foarte, foarte multă reziliență în timpul acesta și mi se pare excepțional câte lucruri faine s-au întâmplat, chiar și în vremuri din astea cataclistice. Bun, acestea fiind spuse, aș vrea să ne-am uitat așa un pic spre trecut și am rugat-o pe Lili să ne pregătească un pic pentru viitor. Așa că o să o las pe ea să preia de aici și să ne ducă un pic în ce va să vie. E ok? Lili, ești gata? Sunt gata, Sorana. Zic să inspirăm din nou. Să ne bucurăm de toate reușitele despre care am povestit. Să fim mândri că, uite așa, în vremuri grele am reușit totuși să găsim și momente de respiro și momente de bucurie. Și dacă inspirăm, haide să și expirăm și să ne gândim un pic cum vedeți voi viitorul, cum vedeți clubul vostru Impact din septembrie. Așa cum zicea Sorana la început, nu știm cum va fi, dar avem voie să ne imaginăm cum va fi. Și aș vrea să facem un exercițiu asemănător cu cel de la început și să scrieți pe chat câteva cuvinte despre cum vedeți voi viitorul. Mai puternic, cu siguranță, și mai unit. Mulțumesc, Nadia! Cu încredere, un viitor nou și plin de lecții, zice Lili. Provocativ și cu multă reziliență. Da, fiindcă despre reziliență va povesti Sorana astăzi și a zis că este singurul element care ne rămâne cu siguranță. Mai unit, mergem înainte, chiar și în online, încununat de succes. Abia aștept să fac noi recrutări chiar și în online. Super, Cami! Deci visez recrutări chiar și în online. La fel, fiindcă nicio pandemie nu ne va opri, mulțumesc, Vero, foarte bine. Mai multe proiecte, mai multă vizibilitate în comunitate, strategii noi cu impact maxim, cu speranță și optimism, zice Elena. Mai vesel, mai activ și mai digitalizat. Ne vedem mereu în inima comunității, cu noi promovări și realizări, mai determinați. La școală cu toți copiii, mulțumesc, Ana, să-mi doresc și eu. Să ne îmbrățișăm și să ne zâmbim, să fim mai uniți, cu provocări multe, dar suntem optimiști. În roz, am trecut cu bine peste pandemie. Așa este, Irina, am trecut cu bine și o să fie bine. Mai multă apreciere și încurajare. Va fi o promovare, o provocare, vom fi mai creativi, zice Anca. Vreau să fie diferit, spune Anda. Până acum totul a fost mega tare, am un club genial, dar vreau să învăț lucruri noi alături de ei. O să fim mai bine pregătiți să facem față tuturor încercărilor, zice Cornelia. Noi copii în club, cu care să ne vedem față în față, cu idei noi, cu idei adaptate situației care va fi, ne dorim întâlniri ca înainte și eu îmi doresc asta din tot sufletul. Online nu este suficient, chiar dacă suntem optimiști și încrezători. Mai strategic, spune Daniela. Ce faci, Mai? Elena, poți să închizi microfonul? Elena Ciuciuc, poți să închizi microfonul? Ce spune mami? Gestionat de mai mulți
mai mult de copii și mai puțin de lideri sunt pe acest drum deja, ne spune Lidia. Da, tocmai povesteam mai devreme, copiii mi-au zis să-i las în pace, discutau pe grup și m-am băgat și eu în vorbă și mi-au zis să-mi văd de treburi, că se descurcă fără mine. Mai inventiv și adaptat situației actuale, va fi diferit, dar legăturile vor fi mult mai strânse. Dorința de a duce la bun sfârșit proiectele va fi dominantă, numărul membrilor cred că va crește, super! Mult optimism și multă încredere văd în mesajele voastre. Și mă bucur că este așa, pentru că e important să păstrăm optimismul acesta, e important să păstrăm încrederea. Ok. Și ziceam că e important să ne păstrăm optimismul și încrederea, deși poate că nu sunt cea mai potrivită persoană să vă dea acest sfat. Și o să vă povestesc imediat de ce. Eu nu am un club cu o vechime foarte mare, am împlinit 3 ani în octombrie în 2019. Margareta ne scrie așa, va fi un început cu mai multe provocări, vor pleca unii dintre copii pentru că au susținut examenul de bacalaureat, toți din club de la clasa a 12 au reușit să treacă examenul maturității, felicitări lor și felicitări vouă, Margareta! Vom face recrutări la școală și ne vom întâlni în toamnă. Foarte frumos, foarte frumos. Și ziceam că e important să ne păstrăm acest optimism. Și n-aș fi eu cea mai potrivită persoană să vă dau acest sfat, dar în 3 ani de Club Impact, acesta este al 4-lea, am învățat că merită să ne depășim temerile. În grupa în care am fost eu în camera de lucru, am avut 2 cluburi cu o îngrijorare asemănătoare cu a Margaretei sau cu o situație asemănătoare cu cea de care ne povestea Margareta, clasa a 8-a și clasa a 12-a. În fiecare an ne pleacă o parte dintre copii. Și plecarea acestora ne pune întotdeauna un semn de întrebare, oare la recrutările din toamnă vor mai fi și alții, o să ne fie ușor? Și o să vă arăt un pic așa cum sunt eu în fiecare septembrie. Cam așa mă simt, gândindu-mă la ce va fi. Și da, mesajul este nu vă speriați că îmi revin. Și îmi revin cu siguranță. Necazul este că uneori simt că nu o să mai revin, iar vara asta nu mai sunt cum eram în imaginea anterioară, ci sunt cam așa, fiindcă o să iau și clasă pregătitoare și mă gândesc cu groază cum o să fie cu clasa pregătitoare în online, cu niște copii cu care încă n-am apucat să mă cunosc și aceeași întrebare mă macină și în privința Clubului Impact. Cum o să fie la toamnă cu un Club Impact din care o parte din copii pleacă și o parte din copii sunt așa în derivă. Da, mi-e frică să mă uit în viitor, mi-e frică să privesc spre septembrie și cu toate astea cred că merită măcar așa un pic o fereastră deschisă către ce va fi. Și dacă ne facem curaj să privim într-acolo, zic că da, vor mai fi probleme. Vor fi probleme cu copii mulți care vin la început de septembrie la recrutare și apoi ușor dispar. Cred că ați trăit-o și voi. Vor fi probleme cu copii care apar între timp și nu știi ce să faci cu ei, să-i primești, să nu-i primești, pentru că grupul vechi constituit spune da, dar ei n-au participat la primele întâlniri, da, dar ei n-au semnat contractul de valori. Ok, nu-i problemă, putem să-i introducem ușor în activitățile noastre, să vadă dacă le place, să le prezentăm contractul nostru de valori și să vadă dacă își doresc să rămână. Așa că zic că, până la urmă, în fiecare an pe care l-am trăit până acum alături de copiii mei din Impact, deși începutul era cel pe care vi l-am arătat, finalul este cam așa.
ne bucurăm pentru fiecare realizare în parte, ne bucurăm pentru fiecare pas pe care îl facem împreună. Ne bucurăm că suntem împreună și ne bucurăm că ne depășim frica. Așa că v-aș spune la final că frica nu este niciodată un motiv pentru a renunța. Frica este doar o scuză. Prin urmare, nu mi-am propus să renunț niciodată, deși am trecut prin întrebările pe care cred că vi le puneți și voi acum și dacă încă nu vi le puneți, cu siguranță în septembrie o să apară aceste greutăți. Da, sunt greutăți și mi-a fost frică în fiecare an și mi-este frică și anul acesta. Dar bucuria de a-i vedea pe cei care au terminat clasa a 8-a, că mai trec pe la școală din când în când, că spun, când mai faceți activități, putem sâmbăta și duminica pentru că vrem și noi să participăm, că măcar în după amiezele în care sunt mai liberi, fug de la liceu câteodată, da? Să nu-i părâți, vă rog frumos, fug de la liceu câteodată și vin la activitățile de impact de la noi, de la Picior de Munte. Eu zic că merită să ne păstrăm optimismul și să avem încredere că lucrurile vor fi bine și de la toamnă. Și chiar dacă scăpăm un pic mai ciufuliți din experiența asta, cu siguranță va fi bine. Frica este o emoție cu care ne împrietenim. Așa este, Lili, mulțumesc! Căutăm noi căi de succes, fiindcă ne dă un imbold. De fiecare dată frica pe care o gestionăm, ne dă un imbold. Mulțumim mult, Lili! E nevoie de... Țineți minte că vă ziceam că e nevoie de siguranță, de claritate și de reziliență. Să putem să acceptăm atâtea lucruri pe care nu le cunoaștem și care ne provoacă atâtea temeri. E semn de foarte multă tărie. Mulțumim, Lili, că ai împărtășit toate lucrurile astea cu noi. Îmi pare rău că nu pot să împărtășesc tot ce simt, adică deja mi-au transpirat palmele, cunoașteți, da? Mi s-a zbârlit pielea pe mine. Și așa e la fiecare început de septembrie și așa este la fiecare 1 iunie. Așa era la fiecare 1 iunie când dădeam un proiect la gata și ziceam, wow, ne-a ieșit din nou. Foarte frumos. Lili, noi mai trebuie să mai facem un lucru în această sesiune, foarte important, pentru că unii dintre noi, chiar că a fost greu pentru toată lumea anul acesta, știți cum e, la tăznii greu, dar la unii și mai greu. Și ce aș vrea astăzi, acum în ce am mai rămas din sesiunea noastră, este să sărbătorim ultima noastră generație de cluburi Impact, care anul acesta au fost în formare, au fost în Academia Impact, au început cu foarte multă motivație, au început așa, ca și cum aceasta ar fi fost cea mai grozavă generație ever, și apoi ghiciți ce s-a întâmplat, evident. Dar aș vrea să le urăm bine au venit în Liga noastră a cluburilor independente. Dacă au ajuns până aici, înseamnă că au puterea să meargă mai departe. Și am pregătit un scurt filmuleț prin care, unul, să-i vedem și să-i vedeți în toată frumusețea lor și să-i cunoașteți un pic, voi cei care sunteți în cluburile vechi, pentru că vor intra și ei în grupul nostru de cluburi în comunitatea de națională și e important să se simtă văzuți așa cum au muncit anul acesta să intre în rețeaua noastră. Așa că, fără niciun fel de altă introducere, lăsați-mă să împărtășesc cu voi un filmuleț de 5 minute, sper să funcționeze. Share. Și zicem 3, 2, 1, play!
Bravo! Hai, toată lumea! Bravo! Bravo! Frumos! Bravo! Bine ați venit, dragilor! Ați absolvit cu brio. A fost o generație care a fost greu încercată. M-am bucurat, uitându-mă peste pozele voastre, să văd cum ați intrat în spiritul impactului și o să vedeți în momentul în care intrați în comunitate că exact așa este și dincolo. Multă dezordine, multă îngrămădeală, multă distracție, multe lucruri frumoase pentru comunitate. Iar voi, cei care ați convins comunitatea să puneți dita mai oul în centrul orașelului, sunteți absolut minunați și aveți exact atitudinea necesară să reușiți în lucrul acesta. Și ca să nu se închid într-un mod care cred eu că ne face onoare, aș vrea să vă spun și cine stă în spatele acestei academii, acestei generații. Sunt 8 oameni absolut minunați și aș vrea doar să-mi permiteți să vi prezint frumos. Avem așa, o echipă de mentori care sunt, de fapt, lideri impact și care anul acesta, spre deosebire de orice alt an, a fost incredibil cât de frumos au fost alături de cluburile acestea și le mulțumesc foarte, foarte mult. Și mulțumim mult Lilianei Bulgagiu și Camelia Popa pentru că s-au ocupat de cluburile care sunt în regiunea de Nord-Est, Mirela, Gabi și Anda, care au avut grijă de cluburile din Nord-Vest, Lili Chivulescu, care a avut în grijă cluburile din Sud-Est, Cornelia și Adi, care s-au ocupat de cluburile din Sud-Vest. Și vă mulțumesc foarte, foarte mult, să știți că tot ce s-a făcut, s-a făcut cu oamenii aceștia în spate, iar ei nu au făcut decât să vă iubească din tot sufletul și să vă dea tot ce au ei mai bun. Vă mulțumesc foarte mult și cred că merită și ei un rând de aplauze! Mulțumim! Yay! Dragilor, acesta este începutul zilei liderilor Impact. Cred că ați văzut deja și din fotografia din Academie că întotdeauna în mijlocul a orice este un adult așa frumos ca voi, care merită să fie văzut. Noi vă vedem și vă apreciem foarte mult pentru tot ceea ce faceți pentru copiii aceștia, în copiii noștri și fără voi sunt convinsă că ar lipsi atât de mulți adulți din viața lor. Cu acestea fiind spuse, sesiunea mea și a Lilianei se închide, dar avem o scurtă pauză și apoi vă așteptăm pe linkul numărul 2 de Zoom pentru că veți avea o sesiune cu niște informații un pic mai tehnice legat de ce se va întâmpla pe mai departe, alături de Adi, Cornelia și Lidia. Dacă aveți întrebări, scrieți-ne. Mai povestim ceva despre modulul 3? Despre modulul 3 în Academie, da. Încercăm să găsim soluții, pentru că momentan toate lucrurile sunt blocate, ca orice început. Ca orice început, dar nu am uitat, știm care sunt, adică suntem atenți să vedem cum anume se poate da drumul ultimei evaluări, în așa fel încât să aveți și modulul al treilea. Acesta este cumva un lucru pe care, cu care vă suntem datori și promitem să ne achităm cu primele vești pe care le primim și noi de la Ministerul Educației. Bine, fără grijă, revenim în toamnă cel mai târziu, sperăm să avem niște date mai concrete legate de când ne vom vedea în așa fel încât să facem evaluarea Academiei. Bun, dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne scrieți. Dacă nu, aveți o scurtă pauză, vă beți un pahar cu apă și apoi ne revedem în sesiunea numărul 2. Vă așteptăm cu drag! Mulțumim! Pa! Inspirăm, expirăm și revenim. Propun Lili B, Lili C, Lili O. Am presărit la nesfârșit astăzi, tot auzind că Lili are ceva de spus.